picioare împreună cu mine. Doresc ca să citim Cuvântul lui Dumnezeu, cei care aveți Sfânta Scriptură la îndemână. Haideți să o deschidem împreună, pe același care vă aveți. Se va afișa pe monitoare și spun ca Domnul să ne binecuvânteze în ascultarea Cuvântului Dumnezeu. Cartea Sfântului Apostol, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1 la versetul 5. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1 la versetul 5. Să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, culictori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Vă mulțumesc, reocupați-vă locurile. Slăviți să fie numele Domnului. Este cea de-a 364-a zi din an. Mâine este 31 decembrie, sunt 365 de zile din anul 2018. Versetul 1 spune să știi că în zilele, așa, din urmă vor fi vremuri grele. Vremuri grele și în anul 2018. Sunt zile din urmă care au început odată cu cinzecime. Profetul Ioel este cel care vede viitorul prin descoperirea lui Dumnezeu, spunând că în zile din urmă Dumnezeu va face o revărsare. Și aceasta se întâmplă în Fapte 2, ziua cinzecimii. Zile din urmă au început odată cu cinzecimea, după cum noi înțelegem penticostalii cu călăuzirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și dar zile din urmă nu prevede generația următoare după noi, ci zile din urmă au început odată cu ziua cinzecimii din Fapte 2. Frați și surori, fiindcă zile din urmă s-au perindat încă de pe atunci și aș vrea să ne punem întrebarea, în ce stadiu se află ziua de 364-a zi din anul 2018? S-a mai înrăutățit sau s-a mai îmbunătățit? Desigur că cu castroanele pline de sarmale și bunătăți peste bunătăți, întâlniri, daruri și festivități, binecuvântați într-o țară prosperă, Canada, unde avem o bună stare, poate care părinții noștri nici n-au auzit vreodată de ea. Noi suntem binecuvântați. Dar se vorbește despre zile grele, vremuri grele. Oare la aceasta Dumnezeu vrea să se referă? Doresc ca Dumnezeu să vorbească acum nevoilor noastre. Să întâmpine nevoile noastre și să ne cerceteze. Dumnezeu poate. Aduc aminte de cuvintele lui Iov când se afla într-o situație de cea mai de jos posibilă în care un om sincer, curat la suflet, chiar dacă a fost incriminat de prietenii lui. Prietenii lui, frați și surori. Întotdeauna prietenii, parcă sunt cei mai de aproape, dar alte ori te incriminează. A spus în 42, versetul 2, știu că tu poți totul. Un Dumnezeu care poate totul și, în adevăr, poate și astăzi să facă la fel cum a lucrat și viața lui Iov, ridicându-l din starea lui, incriminat, descurajat de prieteni, judecat greșit ca pedepsit, ca lucrat fără de legea, nelegiuirea, cu toate acestea, Dumnezeu își apără copiii lui. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Haideți în această seară, luminați de cuvântul lui Dumnezeu, prin călăuzirea lui Dumnezeu, să înțelegem zilele noastre și să înțelegem totodată puterea la care Dumnezeu vrea să ne-o dăruiască ca să putem trece biruitor peste zilele grele. Versetele acestea au în vedere să ne vorbească despre o apostazie. Când spun apostazie, mă refer la lepădare de credință.
În versetele acestea, Biblia ne spune că sunt oameni, anumite categorii de oameni care renunță la etică, la moralitate, adică la o conduită sfântă, la voia lui Dumnezeu, adică care este sfințirea, oamenii care renunță, adică sunt oameni iubitori de sine, egoiști, da? Iubitori de bani, lacom, lăudăroși, mândri, trufași. Trufaș este un pic o scară mai înaltă de lăudăros. Este peste măsură de mândru, de lăudăros. Unitor, adică batjocoritor, blasfemiator, neascultător de părinți, adică rebel, răzvrătitor, nesupus, nemulțumitor, fără iubire, fără dragoste firească, adică insensibil, neînduplecat, încăpățânat, clevetitor, vorbitor de rău, neînfrânat, adică fără stăpânire de sine, neîmblânzit, om brutal, brutal, neiubitor de bine, vânzător, adică neiubitor de bine, spunând că normalul este anormal și anormalul este normal. Astea sunt zilele noastre din urmă. Vânzător, trădător, obraznic, răzvrătit, îngânfat din nou din familia celor lăudăros sau trufași peste măsură de mândri, iubitor mai mult de plăceri decât iubitor de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, nimic din Dumnezeu, nimic în comun cu Dumnezeu. Aceasta este apostazia bisericii. Și acestea sunt vremurile grele. Oare s-a întâmplat lucrul acesta în anul 2018? S-au întâmplat erezii în biserici? S-au întâmplat. S-au întâmplat lepădări de credință? Să punem sub semnul de întrebare? Ce spuneți? Lepădarea de credință a și venit deja? Sau așteptăm alte zile din urmă? Este următoarea generație? Zile din urmă au și venit. Au și venit. Tot în categoria apostaziei intră și globalizarea religiilor. N-am să intru pe tema aceasta, ci am să rămân doar la lepădarea de credință, numită și umenism. Rămânem la lepădarea de credință și să vedem, poate un om să se depărteze de Dumnezeu într-o vreme prosperă, într-o vreme binecuvântată, ca și Canada. Sunt mai multe tipuri de lepădare de credință. Și ea a început deja. În Vechiul Testament, în cartea înțeleptului Solomon, Proverbe, capitolul 30, versetul 8 în jos. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care îmi trebuie. Ca nu cumva în belșug să mă lapăd de tine. Și să zic, cine este Domnul? Ce anume mă conduce la lepădare aici? La cădere, la apostazie, este belșugul. Adică bunăstarea este drept. Dumnezeu binecuvintează și este bine. Și în sens pământesc, să primim binecuvântările Domnului. Dar niciodată să nu uităm de Domnul în bunăstare. Din păcate sunt unii care ajung într-o clasă socială mai înaltă și se lapă de Dumnezeu. Uită de Dumnezeu datorită bunăstării lor. Am să vă amintesc un om important din națiunea lui Israel. A fost cel de-al doilea împărat al lui Israel, David. Numit unul dintre cei mai faimoși și importanți și ca și astăzi se vorbește despre el, împărat al lui Israel. Omul acesta, în 2 Samuel, capitolul 7, are o rugăciune înaintea Domnului de mulțumire. Și aici vreau să vă spun printre cuvintele lui, niciodată să nu uitați de unde ați plecat. Niciodată să nu uitați. Rugăciunea lui David spune aici, în 2 Samuel, capitolul 7, versetul 18 în jos. Și împăratul David s-a dus și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis, adică a început să se roage. Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea? De mai făcut să ajung undeva mai sus, nu? Unde sunt? El deja era împărat al lui Israel și n-a uitat că a fost luat de pe câmp. De pe câmp. Un om care își aduce aminte de unde este luat. Are o bună stare.
dar nu se leapă de Dumnezeu. Și spune, cine sunt eu? Și ce este casa mea de mai tăcut să ajung unde sunt? Și când atât de puțin înaintea ta, Doamne Dumnezeu, Tu vorbești despre casa robului Tău și în viitor. Și binevoiesc să înveți pe un om cu privire la aceste lucruri, Doamne Dumnezeule. Ce ți-ar putea spune David mai mult? Tu cunoști pe robul Tău, Doamne Dumnezeule. După cuvântul Tău și după inima Ta, Tu ai făcut toate aceste lucruri mari ca să le descoperi robului Tău. Ce mare ești Tu! Observați cum îți spate David în evidență pe Dumnezeu. Ce mare ești Tu! Și noi suntem mari, poate, din punct de vedere social și cu influență în societate, dar să știți că mai mare este Dumnezeu. Abia cu ce să laude David, era împărat. Și în oricare, noi spunem cuvântul, nu era un tier ca Berica, da? Cred că vă este cunoscut cuvântul tier ca Berica. Nu era un nimeni în societate, era un împărat al lui Israel. Dar cine sunt eu? Dar ce mare ești Tu! Și mai departe spune, căci nimeni nu este ca tine, deși nu este alt Dumnezeu afară de tine. După tot ce am auzit cu urechile noastre, preamărit să fie numele Domnului. Bunăstare ne poate conduce la o cădere. Și cel mai bun exemplu este David care a înfruntat acolo asta. Care au fost motivele cădirii lui Petru? N-a fost doar una, două sau trei, au fost mai multe care au stat la baza. Sau care le-au condus la consecință, la cădere, la lepădare. În primul rând, fiindcă tot aici vreau să rămânem și vom continua, o altă latură a căderii este bunăstarea și voi mai aminti încă trei, dar aici vreau să-l amintesc pe Petru. Au fost câteva cauze care l-au condus pe Petru la o cădere și aș vrea să învățăm de la el. Este un exemplu bun pentru noi și noi să ne putem feri. Noi să ne putem păzi să ne ajungem acolo. Petru este cel ce enunță înaintea Domnului Iisus în felul următor. Doamne, eu cu Tine până la moarte. Deci scoasă persoana întâi, singular. El însuși este un egocentrist referitor la textul citit. Biblia spune oameni iubitori de sine, oameni lăudăroși, trufași, oameni care se îngrădesc. Se uită doar își fac un perimetru, dacă vreți, în jurul lor și iubesc numai ceea ce este al lor. Și se uită doar numai ceea ce este al lui. Nu-i interesează ce este în stânga și în dreapta, cum Petru continuă și spune, chiar dacă toți ceilalți te părăsesc eu, nu. Deci se încrede în sine și apoi disprețuiește. Dezapreciază. Încrederea în sine înseamnă mândrie. E coboar în jos. Disprețul te coboară în jos. Și adesea suntem noi disprețuiți. Adesea suntem noi disprețuiți, dezapreciați. Oameni ca și cum am fi un nimeni și un nimic în drum. Însă Domnul Iisus Hristos nu ne vede așa. Prin sângele Domnului Iisus Hristos, prin răscumpărarea care ni s-a dat, suntem toți egali înaintea Lui. Și Domnul ne privește ca pe niște copii ai Lui. Hai dat să nu ne dezapreciem, să nu ne disprețuim. Pentru că ne conduce lucrul acesta la o cădere spirituală. În cel de-al celălalt rând, căderea lui Petru este în grădina Ghețimani. Domnul Iisus Hristos face la un apel de rugăciune și Domnul Iisus Hristos, ca și om, avea nevoie de susținere în rugăciune. Știți că a început să se roage înaintea Domnului pentru pahar. Și spune celor trei care erau totdeauna mai aproape de el, rugați-vă aici împreună cu mine, ca să nu cădeți în ispită. Rugați-vă. Și Domnul Iisus se retrage, așa spune Biblia, ca la o aruncătură de piatră, un pic mai la o față, într-o intimitate cu Tatăl și începe să se roage. Pe când se întoarce înapoi, Petru se roagă cu cum? Cu mâinile pe sus, da? Strigând, Tată, Aleluia, Osana, vorbind în alte limbi, nu. Petru dormea. Lipsa de rugăciune ne conduce la cădere. Nu era prezent la rugăciune marțea, nu era prezent joia, nu era prezent la stăruințe, la nopți de veche, nu era prezent la evenimente, la cina Domnului și Petru a căzut. Dacă se regăsește cineva aici, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne sensibilizeze. Să înțelegem importanța rugăciunii. Ea ne conduce la ții. Dacă nu ne rugăm, ne conduce la ațipire, la adormire spirituală.
Un alt punct important care stă la baza clădirii lui Petru este o decizie greșită. Oamenii care nu se roagă, nu sunt vegători, recurs să facă decizii greșite în defavoarea lor. Petru era pescar, dar el a crezut că poate să fie și un războinic, să mărească bine sabia. A luat sabia și a vrut să taie capul la urechea. El a vrut tânjit după cap, nu după ureche. Dar fiind pescar, credea că sabia se mănuiește ca și mreaja. O aruncă în mare și a prins. Și-l, așa, îl apără pe Domnul Iisus. A vrut să-și arate vitejia lui. Oamenii fără rugăciune, fără călăuzire, fac decizii greșite și ajung la credere. Dumnezeu să ne păzească. Fără rugăciune, la decizii greșite, îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos de departe. Ne credem în noi, disprețuim pe alții, nu ne mai rugăm. Suntem oamenii debusolați. Credem că și aceea e bine, credem că și aceea e bine și facem tot felul de plan, dar fără Dumnezeu. Și sunt greșite. Suntem departe de Dumnezeu. În Luca, capitolul 22, dacă nu dau greș, versetul 54, mă duc repede acolo și să mă repar dacă acum sunt greșit. Luca 22, cu versetul 54, spune aici, după ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marului preot. Petru mergea de departe. Îl urma de departe. Oamenii care stau departe de rugăciune, departe de Hristos, departe de biserică, sunt oamenii care ajung în groapă, ca și seratele. Și în anul 2018, Dumnezeu să ne păzească. Dumnezeu să ne păzească. Să stăm aproape de Domnul Iisus Hristos. Așa cum și-a dorit și femeia cu scurge de sânge, atât de aproape încât să-L atingă prin credință și să-L vindeca. Atunci când ești aproape de Domnul Iisus Hristos. Nu este destul altă cauză care conduce la cădere după ce urmăm de departe pe Domnul Iisus Hristos, frașii și surori, rând de vrând, intrăm în anturaje din străine. Intrăm între oameni care pot să spun se împlinește Psalmul 1 cu versetul 1. Și Petru se regăsește acolo. Stă la un foc străin cu dușmanii lui Iisus. Și acolo capitulează. Acolo capitulează. Pentru că s-au adunat multe. Încrederea în sine, mândrie, dispreț, lipsa de rugăciune, decizie greșită, urmare de departe și oameni greșiți, părtășii străine, părtășii care nu au de-a face nimic cu Dumnezeu, fără evlavie, oameni care l-au pus la o răspunge spunând și tu ești dintre ai lor, tu ești cum așa cum dintre ei, și Petru spune nu, am capitulat. Frați și surori, sunt oameni care se depărtează și fac în pricina acestor cauze. Dumnezeu să ne păzească. Sunt zile grele. Oameni care le-am spus să nu vă uimiți de ei, căci pierd și nu-i mai vedeți. Da, e dureros, e sfârșitor și trebuie să ne rugăm pentru ei. Dar uimiți-vă și bucurați-vă mai mult de cei care sunt acum aici, copiii voștri, frații voștri, surorile voastre, părinții voștri. Și rugați-vă împreună pentru cei care s-au depărtat, ca să vină înapoi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. O altă latură a căderii, pe lângă bună stare, este lepădarea de credință datorită învățăturilor străine, datorită ereziilor care se perindă astăzi printre noi. Și acum, dragi și surori, o învățătură străină, de unde crezi că vine ea? Dintre ai noștri sau din afară? De exemplu, dacă vine un necunoscut în biserică, de o altă confesiune, nu l-am văzut, nu l-am cunoscut, nu știu, habar nu avem cine este individul. Îl puneți să surească? Nu! Dar ei sunt dintre ai noștri. Apostolul Pavel, la Timotei, traie semnal de alarmă și spune în felul următor.
întâi epistola Timotei, capitolul 4, versetul 1. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, conform textul nostru, unii se vor lepăda de la credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. De duhuri înșelătoare se alipesc de faptul că versetul 2 spune mai departe, sunt oameni fățarnici printre noi, care vorbesc minciuni, însemnați cu firul roșu în însuși cugetul lor. O lepădare de credință vine și în urma unor doctrine străine. Un lup îmbrăcat în piele de oaie este și printre penticostali. Și Dumnezeu să păzească, să deschidă antenele noastre, să fim vegheatori ca și Habacu, care mergem pe turn să veghem. Da? În capitolul 2, cu versetul 1, spune Habacu că s-a dus la locul lui de strajă ca să vegheze. Pe turn, să vadă ce are să-i răspunde Domnul la plângerea lui. Să trecem la turn și să veghem cu Domnul nostru. Ca nu cumva o învățătură să ne vină și să ne înșiruiască, să ne dezbine de pe calea lui Dumnezeu. O învățătură străină ne poate abate de pe calea lui Hristos. Zica Domnul Dumnezeu să fie acela care să ne ajute să rămân pe calea Lui. Așa cum am primit, nu schimbăm, nu adăugăm, ci rămânem la ceea ce ni s-a încredințat. Domnul să fie slăvit. Ar mai fi multe de adăugat, mult la ceasul atât de repede zboară și fiindcă suntem doi predicatori, ar fi înțelept să rămânem la 20-25 de minute, să putem înțelege și zic că Domnul să-L binevenește fratele Sorin. Să vă aduc un mesaj din partea Domnului. Și dacă nu va fi completare, dacă nu va fi pe aceeași linie a apostaziei sau a lepădării de credință, datorită bunăstării, datorită învățăturilor străine, a ereziilor care sunt în poporul lui Dumnezeu, aș vrea ca toate ce se face în casa lui Dumnezeu să fie o împletire, să fie ceva bun care să ne dea motive întemeiate să luptăm încă o dată pentru zilele care stau înaintea noastră. Nu știu ce stau înaintea noastră în anul 2019, dar vreau să închei cu un gând înaintea dumneavoastră și aș vrea să vă rog să nu vă grăbiți în privința jurămintelor, în privința promisiunilor pentru anul 2019. Spuneți Domnului, cu ajutorul Tău, Doamne, noi oamenii cerem, ne exprimăm dorințe și Biblia spune, cereți, dar de multe ori nu știm cum să cerem și nu suntem conștienți de ceea ce cerem. De exemplu, cerem răbdare, da? Și bun, e necesar răbdare. Răbdarea este o virtute, este o roadă a Duhului Sfânt, conform Galateni 5:22. Și Dumnezeu ne dă răbdare. Numai pe noi respingem răbdarea. Cum ne dă Dumnezeu răbdare? Biblia spune în Romani, capitolul 5, ba mai mult ne bucurăm ca și în răbdare, nu? Nu, ne bucurăm în necazurile noastre, pentru că știm că necazul aduce răbdare. Cerem la Dumnezeu dragoste și Dumnezeu ne dă vrăjmași ca să iubim. Parcă se înmulțesc vrăjmașilor. Și spune Domnul Iisus, iubiți pe vrăjmași. Dar Doamne, eu ți-am cerut dragoste și Tu îmi dai vrăjmași. Cerem de la Dumnezeu pace și parcă se înmulțesc neveditorii în jurul nostru și parcă se tulbure pacea și îl numesc pacea. Este cel mai ușor lucru care se pierde și cel mai greu care se recapete. Când cer pace, Dumnezeu îți scoate înainte poate oameni care au nevoie să fie împăcați. Și cuvântarea Domnului Iisus pe multe se potrivește foarte bine, spunând ferice de cei împăciuitori. Căci ei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Deci dacă cereți pace, Dumnezeu vă dă. Împăcați pe oameni. Sunt oameni tulburați în jurul dumneavoastră. Arătați-le pacea. Dăruiți-le pacea. Domnul să vă binecuvânteze. Poate că cereți înțelepciune. Și bine, și trebuie înțelepciune în toate domeniile. Dar Dumnezeu dă probleme la înțelepciune. Trebuie să rezolvate.
înțelepciunea de care, pe care o ai de la Domnul, trebuie să o folosești. Cui? Să fie în folosul altuia. Rezolvă probleme. Familie, în biserică, cu tine, cu copiii. Rezolvă problemele. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Cerem credință, da? Și lista poate continua. Și Apostolul Petru spune, pentru ca încercarea credinței voastre. Și spune, Doamne, nu e cazul acesta, nu încercarea aceasta. Vreau să vă spun, dragi și surori, Dumnezeu nu ne scapă de încercare. Dumnezeu ne scapă din încercare. Și cerem credință ca ea să fie mărită. Și Dumnezeu trimite un foc, un cuptor peste noi. Pentru că încercarea credinței voastre, care e cu mult mai de preț decât aurul, care este încercat prin foc, poate acesta el piere, credința voastră, ca urmare, să capete lauda, slava, cinstea, la răcare pur. Domnul nostru Iisus Hristos. O credință încercată, o credință care își capătă valoare, trecută printr-un cuptor. Și, fiindcă vă spuneam, aceasta am să și închei, spunem la Dumnezeu, Doamne, scapă-mă de încercare, nu din încercare. Este un cuvânt, am să găsit să nu fiu greșit la evrei, capitolul 4, versetul 16. Să ne apropiem, dar cu deplină în pierdere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să fim și să găsim Har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Poate că te găsești acum într-o vreme de nevoie. Într-o vreme de încercare, de necaz. Și ai nevoie de izbăvire. Este o vreme de nevoie și repet la rugăciune. Este foarte bine. Dar de ce nu se întâmplă izbăvirea pentru că este vremea de nevoie? De ce nu se întâmplă izbăvirea în vremea de nevoie? Dragi și surori, când s-a rugat Daniel? În groapă sau înaintea gropii? Înaintea gropii. Când a ajuns în groapă, în încercare, el a stat liniștit. Așadar, un cont plin de rugăciune ne scapă din. Încă o dată, lasă-l te rog pe ecran. Ne scapă sau ne izbăvește la vreme de nevoie. Un cont adunat din timp de rugăciune ne izbăvește. Dumnezeu să vă binecuvânteze rugăciunea. Uniți-vă rugăciune, tortați rugăciunea. Se îngrămădește și se adună mai multe zile de ele. Tot mai multe. Și dacă contul de rugăciune nu este plin, se adună necazuri peste necazuri și ne trezim că suntem într-o corabie, într-o barca vieții și vă scrim doar cu o singură vâslă. Și când ai doar o singură vâslă, te învăț în cer. Te învăț în cer. Ajunge în disperare, te depășește momentul, da, încercarea este peste puteri. Adesea răud oameni care spun că Dumnezeu nu-mi găduie niciodată încercări peste puteri. Nu contrazic pe nimeni, dar eu vreau să spun, bazat pe Sfântele Scripturi, că Dumnezeu lasă încercarea peste puteri. Știți de ce? Ca să recunoaștem pe El că poate totul. O mă întreb pe dumneavoastră, au putut să facă ceva ucenicii când au fost în corabie și s-a stănit o furtună înaintea lor? Se poate lupta cineva cu o furtună? Nu. Poate cineva să vindece cancerul? Este cumva peste puterile tale? Cancerul este. Te depășește. Medicina încă n-a găsit leacul. Poate cineva să vindece tumorile? Nu. Este peste putere. Doar Dumnezeu poate să scoate din cuptor. Măriți să fie numele. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Rămâne aici, adică Harul Dumnezeu și binecuvântarea Cerului să rămână mai departe peste noi. Amin. Amin.